Salutare, oameni buni! Pentru astăzi este ziua de miercuri. O să vă propun biletul meu la pariuri pentru bilet cu meciul din Champions League. Pe biletul de ieri a fost pierzător, din păcate. Sporting nu a reușit să țină de un egal, măcar deși a condus la pauză. Mă așteptam la Sporting să marcheze 2 plus goluri. Pentru Sporting era de ajuns și egalul, de aceea s-au relaxat un pic, s-au băgat. A venit golul de 1-1 și apoi Frankfurt a mai dat încă un gol. Sporting trebuia doar egal să țină, asta a fost, am luat 1-1. Pentru astăzi voi juca primul meci Șahtior cu Leipzig. Leipzig este încă în cursă pentru locul 2, pentru calificarea mai departe. Leipzig a pierdut primul meci în această grupă cu Șahtior, a fost 1-4, a fost un meci ciudat. Leipzig a avut destul de mari oscilații și în campionat, așa, din când în când mai făcea egaluri cu echipe mai mediocre, cu Köln, cu Frank, cine a mai făcut. Dar e o echipă bună, bună tot în ofensivă, de la mijloc în sus. Au obținut o victorie cu Real Madrid etapa trecută, o victorie care îi duce bine tot aici cu șanse mari la calificare. Șahtior, dacă îi bate astăzi, se califică, pentru că în meciul direct Șahtior ar avea două victorii, că i-a bătut și Inter 4-1. Deci acum trebuie Leipzig doar un egal să facă, este la 3 puncte în fața lor, pentru că Leipzig a avut acele două victorii cu Celtic 3-1 și 3-1. Șahtior, că Șahtior nu a bătut pe Celtic, a făcut două egaluri 1-1. Leipzig are clar un lot mai bun, niște jucători mai de clasă, cred eu că vor fi. Eu o să joc X2 și peste 1,5 la cotă de 1,42, dar cred că Leipzig va marca de 2 ori astăzi. Dar eu voi juca X2 și peste 1,5 pentru a acoperi și egalul de 1 la 1, la 1,42, da? Apoi meciul 2, AC Milan cu Salzburg. Milanul, o echipă foarte, foarte bună, articulată bine, o echipă solidă. Au revenit jucătorii accidentați de acum 3. Acum 2 săptămâni au trecut printr-o perioadă mai grea în care au avut victorii foarte chinuite și în Champions League a avut AC Milan înfrângerile alea cu Chelsea 0-2-0-3, în care n-au jucat nimic. Partidă cu Torino au avut o înfrângere. Cred că și-au menajat și ceva din forțe pentru meciul ăsta. A avut victoria cu Zagreb în deplasare și pe teren propriu, 2 victorii. Deci stă bine, în timp ce Salzburg are nevoie neapărat de victorie pentru a se califica. O să joc cu unul solist pe AC Milan la cotă de 1,50. Și meciul 3 m-am dus la un meci pe Championship, Burnley cu Rotherham. Două echipe, Burnley pe locul 1, echipă într-o formă excelentă. În ultimele 10 meciuri are vreo 7 victorii și 2 egaluri. La capitolul goluri marcate și am dus la limita range-ul de 1,5. În tot campionatul Burnley are 14 meciuri de peste 1,5, iar Rotherham are 13 meciuri de peste 1,5 din 17 meciuri. Eu cred că 2 goluri vom vedea. Să joc peste 1,5 la cotă de 1,25. Din aceste cote, biletul are o cotă de 2,66. Ăsta este biletul meu pentru azi. Mersi de atenție, baftă la pariuri!